În această gospodărie țărănească din Vadul Izei trăiește Gheorghe Popovici, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai sculpturii în lemn din Maramureș. Casa e ușor de recunoscut după Cutia Poștală, o operă de artă în sine, cioplită chiar de meșter. Pentru el, lucrul cu lemnul e mai mult decât o obișnuință și pasiune. E o relaxare. E frumos și plăcut. Pe mine mă încarcă pozitiv. A deprins meșteșugul încă din copilărie, iar după o școală de profil, l-a dus la nivel de artă. Iar de atunci n-a trecut nicio zi fără să intre în atelier. Dacă lemnul are, deci are nod, trebuie să urmărești fibra. Asta e o lucrare mică, un călugăr. Natura, oamenii și propria fantezie, toate sunt surse de inspirație pentru Gheorghe Popovici, iar în mâinile lui, lemnul își spune singur povestea. Lemnul are viață și dacă lucru cu el, cu mintea și cu sufletul, mă ajută și eu îl ajut pe el și el mă ajută pe mine. Curtea meșterului e plină de bușteni care așteaptă să fie transformați după inspirația de moment. Multă lume cumpără coveți pentru a frământa plăcintă și gogoși la uzul casnic. Sunt foarte sănătoase și foarte eficiente. Meșterul poate fi găsit la târguri și expoziții meșteșugărești. Are multe de arătat, dar își așteaptă vizitatorii cu drag și acasă, în atelier.